Cu siguranță, cel mai eficient tratament în keratoconjunctivita sicca rămâne tacrolimusul, sub formă de colir sau unguent administrat de 2 sau de 3 ori pe zi. Keratoconjunctivita sicca este mult mai frecventă la câine decât reușim să o diagnosticăm, cu toate că avem la îndemână testul Schirmer și valoarea acestuia îmi aduce informații suficiente pentru un diagnostic cert. Keratoconjunctivita sicca are mai multe forme de evoluție, cum este cazul acestui pacient. La ochiul stâng prezintă o keratoconjunctivita sicca fază de pigmentație și pacientul nostru nu vede cu ochiul stâng, iar la ochiul drept cornea este opacizată cu vascularizație. Vorbesc despre o fază de opacizare și vascularizație a keratoconjunctivitei sicca. În ambele situații, în ambele faze de evoluție, tacrolimusul este eficient, iar unguentul se administrează foarte facil, utilizând această branulă, iar unguentul introdus într-o seringă mică de 2 ml. Tratamentul trebuie efectuat până în momentul în care cornea este strălucitoare clară și îndepărtez vascularizația și opacizarea, iar la acest pacient, după 3 luni de zile de tratament, am avut bucuria că și cu ochiul stâng acesta începe să vadă. Se diluează pigmentația și la acest ochi am recăpătat practic vederea. Nu trebuie să întrerupem tratamentul cu tacrolimus, chiar dacă cornea este strălucitoare și transparentă, rămânem constant cu administrare pe zi pentru a întreține și pentru a împiedica recidivele. Cu siguranță, după cum am spus, tacrolimusul rămâne tratamentul eficient în toate fazele de evoluție ale ochiului uscat.